Bună ziua tuturor, sunt Arotela. Da, voi continua și cu etalarea pentru scorpion și pentru săgetător. Nu am putut, am fost plecată de acasă, pur și simplu, în ultima vreme. Înainte de a continua etalările, vreau să vin cu o scurtă înregistrare în care să vă aduc aminte că în cazul în care sunt convinsă, nu știu, iar întrerup și iar trec dintr-una într-alta, sunt convinsă că foarte mulți începe să vă rugați mai mult decât de obicei, mai ales în acest context special în care suntem, această transformare spirituală care probabil că trebuie să se manifeste, nu probabil, cu siguranță se manifestă și la nivel fizic, ADN-ic, într-un fel sau altul. Am spus că sunt convinsă că mulți vă rugați mai mult decât de obicei și foarte bine faceți. Și în cazul în care nu vă mai găsiți cuvintele, apelați la Biblie, că nu e nicio rușine, chiar dacă, să zic, ați avea o viziune mai largă despre Dumnezeu. Întotdeauna cei care au avut o viață sfântă în trecut ne pot fi modele de inspirație, da? Și în acest sens, vă puteți duce cu îndrăzneală către psalmi și vă sugerez psalmul 91, în care ascultați ce frumos cere protecție. Cel ce stă în locuința tainică a celui preanalt se va odihni la umbra celui atotputernic. Eu spun despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred, căci El mă va scăpa de lațul vânătorului, de ciuma distrugătoare și puteți adăuga de viruși, de atacuri negative, de blesteme, de toate câte vreți voi să adăugați. El mă va acoperi cu penele lui și voi avea un refugiu sub aripile lui, căci scut și pavăză este adevărul lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, sau viruși, sau boli, sau atacuri, sau dușmani. Sau dușman, da? Nici de nenorocirea care pustiește ziua în amiaza mare. O mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia nimic. Doar vei privi cu ochii tăi și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost. Și faci din cel preanalt locuința ta. De aceea nicio nenorocire nu te va atinge, nu mă va atinge, nu vă va atinge, niciun rău nu se va apropia de cortul tău, căci el va porunci îngerilor săi pentru tine să te păzească în toate căile tale. Ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Fiindcă mă iubește, de aceea îl voi scăpa, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi mântui și îl voi onora. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Bine, am încercat să adaptez acest text și evident mi se pare normal să-l adaptați vieții voastre personale și să-l citiți la persoana întâi. Aceasta este sugestia mea, sper să vă fie de ajutor unora dintre voi și printre etalări mai facem și altceva. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, protecție divină, inspirație divină, sănătate și soare în suflet, numai bine!